Diana Șoșoacă nu poate candida la legile prezidențiale, anunță Curtea Constituțională. Magistrații Curții Constituționale au anunțat sâmbătă că au admis cu majoritate de voturi contestațiile formulate privind înregistrarea candidaturii și asemnului electoral ale Dianei Ivanovici Șoșoacă la legile pentru președintele României din anul 2024. Decizia este definitivă. Mai mulți politicieni au reacționat la această știre senzațională. Deputatul Florin Roman de la PNL a declarat sâmbătă seară că eliminarea Dianei Șoșoacă din cursa pentru Cotroceni, orchestrată din majoritatea PSD din Curtea Constituțională, reprezintă o manevră tipică PSD. El consideră că Marcel Ciolacu ar avea cel mai mult de câștigat dintr-un tur 2 cu George Simion, similar cu scenariul din 2000, Eliminarea de Șoșoacă și o șoacă din cursa pentru cotroceni, făcută prin mâna majorității PSD din Curtea Constituțională, este o făcătură marca PSD. Este știut faptul că Marcel Ciolacu este cel mai avantajat de un tur 2 cu George Simion, după modelul din 2000 între Iliescu și Vadim. În varianta unui tur 2 cu Nicolae Ionel Ciucă, Ciolacu pierde în fața electoratului de dreapta nu mi-a fost niciodată simpatică doamna Șoșoacă, nici acum, dar aici e clar că PSD a făcut tot posibilul pentru a scăpa de candidatura ei, pentru a-i face culoar lui Simion, blatistul de casă al PSD. De altfel, pe culoarele politicii, psd -știi vorbeau încă de săptămâna trecută despre eliminarea Dianei de Șoșoacă din cursa pentru Cotroceni, a scris Florin Roman pe Facebook. Senatorul Lucian Romașcanu, portător de cuvânt al PSD, a reacționat sâmbătă seara la afirmațiile liberalului Florin Roman. Romașcanu a catalogat declarațiile lui Roman drept un festival al idioțenilor, sublinind că atunci când te confrunți cu dificultăți în a vedea candidatul în finală, este normal să ai rateuri de gândire. Postarea a fost însoțită de o fotografie cu deputatul PNL Florin Roman. Cel mai încordat liberal, sau mă rog, unul dintre cei mai agitați, vorbesc aici de Florin Roman, critică într-o postare plină de tricolor decizia Curții Constituționale de azi privind invalidarea candidaturii Diane Șoșoacă. Asta e prima pe ordinea de zi. A doua este că această decizie ar fi fost influențată de PSD câștigător, zice ideologul al acestei decizii. A postat acesta pe Facebook. Apoi, Lucian Romașcanu a făcut și următoarele remarci. PSD nu are și nu a avut nicio implicare în justiție, precum am și evitat să comentăm deciziile oricărei instanțe, cu atât mai puțin am comentat deciziile Curții Constituționale. Este o abordare constantă a celor din dreapta, în special PNL și USR, de a critica deciziile justiției contrare intereselor lor și fiind adepții unei justiții independente, dar de partea lor Candidatul PSD accede evident în turul 2 și are mari șanse de a câștiga prezidențialele și pentru atitudinea de respect față de oameni, dar și față de instituțiile fundamentale ale statului. Când ai dileme și dificultăți să-ți vezi candidatul în finală, despre domnul Ciucă vorbesc, încep să dai rateuri de gândire, pregătind din timp, se pare, argumente pentru o înfrângere din ce în ce mai previzibilă. Cam atât despre această altă aberație a colegilor liberali le așteptăm și pe următoarele, au resursele necesare să nu se oprească aici. Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Robert Sigertău, a comentat astfel decizia Curții Constituționale. Ordinea psd în statul român. PSD și UDMR, prin reprezentanții săi de la Curtea Constituțională, tocmai și-au călcat în picioare un drept fundamental, dreptul de a fi ales, doar pentru a-l avantaja pe Ciolacu, rămâne cum am stabilit, PSD este un pericol pentru democrație. George Simion, liderul AUR, a declarat că toți românii au dreptul constituțional de a candida și de a fi aleși, subliniind că nicio instituție nu poate să le restrângă acest drept. Comentariile sale vin ca reacție la decizia Curții Constituționale de a admite contestația împotriva candidaturii Diane Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Orice român are dreptul constituțional de a candida și de a fi ales nicio instituție nu îi poate lua acest drept. Aștept motivarea Curții Constituționale pentru o decizie fără precedent, a scris George Simion sâmbătă pe Facebook. Mă aștept ca mâine sau în zilele următoare și noi să pățim același lucru. Sistemul lui Werner vrea stabilitate cu orice preț, a adăugat președintele Aur în comentarii. Claudiu Târziu, eurodeputat din partea Aur, a scris Atenție cu democrația pe scări decizia Curții Constituționale de azi de a interzice candidatura Diane Șoșoacă la președinția României este una politică, nu una motivată legal. Este o decizie extrem de gravă pentru că persoane numite au ajuns să hotărască peste voința poporului și pe baza unor argumente izvorâte dintr-o interpretare strict politică. Dacă lucrurile ar fi stat altfel, iar candidat ar fi adus atingere ordinii constituționale, nu ar fi putut ocupa nicio funcție de demnitate publică și ar fi înfundat pușcăria deja. Curtea Constituțională a creat astăzi un precedent foarte periculos și, în plus, prestigiul curții este grav afectat. Pentru ce? Pentru că așa își imaginează cineva că va ajunge mai lezne la cotroceni? Știți bine că nu am nicio simpatie pentru modul în care înțelege Diana Șoșoacă să facă politică, dar aici nu e atât vorba despre ea, cât despre starea democrației în România. Elena Lasconi a comentat interdiția impusă Diane Șoșoacă de a participa la alegerile prezidențiale, calificând decizia drept o strategie a sistemului corupt care limitează drepturile fundamentale ale cetățenilor. Democrația este și despre dreptul fiecărui cetățean de a candida. Este o reacție la cald, dar interdiția de a candida dată Diane Șoșoacă pare la prima vedere un vis împlinit pentru domnul Marcel Ciolacu. Un vis împlinit cu ajutorul curții constituționale, ai cărei judecători se simt ca acasă în biroul PSD din Parlament. Este incredibil cum același om poate să fie europarlamentar, dar nu are dreptul de a candida la el în țară pentru o funcție publică. De doamna Șoșoacă mă despar multe, nu vedem lumea cu aceiași ochi, dar dreptul unei femei de a intra în arena politică nu poate fi îngrădit cu chichițe legislative. Cine va fi următorul președinte al României trebuie să stabilească alegătorii, nu manevrile făcute de un sistem corupt și putred până în măduva oaselor, a transmis președinta USR pe pagina sa de Facebook. În urma numeroaselor voci care acuză PSD că a influențat decizia curții constituționale pentru a-i crea un avantaj lui Marcel Ciolacu, PSD a răspuns. Partidul susține dreptul oricărei persoane de a alege și de a fi aleasă. Curtea Constituțională trebuie să prezinte rapid motivele care au stat la baza deciziei de invalidare a candidaturii doamnei Diana Șoșoacă. Partidul Social Democrat afirmă că orice individ are dreptul de a alege și de a fi ales, subliniind că deciziile într-o competiție electorală trebuie luate prin vot popular. PSD consideră votul cetățenilor ca fiind suveran într-o democrație și subliniază respectul său constant față de deciziile luate de oameni în mod democratic. Curtea Constituțională trebuie să explice rapid care au fost motivele pentru care au respins candidatura doamnei Diana Șoșoacă. Sperăm că a avut motive temeinice să iau astfel de decizie, iar argumentele prezentate vor fi puternice, adaugă Partidul Social Democrat. PSD a răspuns și acuzațiilor celorlalte partide politice. Este rușinos să arunci în spațiul public acuzații politice care demonstrează doar slaba capacitate de înțelegere a mecanismelor democratice într-un stat de drept și un comportament periculos în eventualitatea ocupării unor funcții de înaltă demnitate publică. Statul de drept din România și independența justiției nu pot fi tranzacționate în funcție de interesele politice electorale de moment. Diana Șoșoacă a aflat despre respingerea candidaturii sale în timp ce era într-o transmisiune live alături de europarlamentarul Luis Lazarus pe pagina de Facebook-a acestuia, fiind sunată de un jurnalist. Americanii, evrei au complotat și au fraudat alegerile din România înainte de a începe. Din acest moment începe o dictatură. Domnii de la Curtea Constituțională au spus că trebuie să-i se dea o lecție Diana Șoșoacă și să-i tacă gura. Oameni buni ieșiți în stradă, e dictatură, a continuat Diana Șoșoacă. Ea a susținut că scoaterea sa din cursă s-a făcut în folosul președintului Aur, George Simion, care are astfel șanse mai mari să intre în turul 2, caz în care Marcel Ciolacu ar avea un adversar mai accesibil în finala prezidențială. Acestea au fost primele reacții din lumea politică după decizia Curții Constituționale de a o scoate pe Diana Șoșoacă din cursa prezidențială. Le vom urmări cu atenție și pe următoarele, pentru a înțelege consecințele unei decizii fără precedent în politica românească.